Bună ziua, dragii noștri cititori Herald, din nou împreună la consacrata rubrică Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei frumoase campanii Regăsirea copilului interior, calea către un sine autentic. Știm cu toții că fiecare dintre noi poartă cu sine experiențe traumatice sau traumatizante din copilărie care sunt stocate în memoria noastră afectivă și se activează sau se reactivează automat în anumite situații sau în anumite contexte de viață, generând dificultăți comportamentale în urma tiparelor comportamentale, tiparelor relaționale cu care venim din copilărie, emoționale și implicit, așa cum spuneam, de relaționare. Pentru a depăși traumele și vulnerabilitățile e nevoie de cunoaștere, de autocunoaștere, de acceptare și conectare cu acea latură din noi. Astăzi vom vorbi despre o carte frumoasă, este vorba despre Violet Oaklander, Comoara ascunsă, o carte publicată în colecția Psihoterapia a editurii Herald și pe care de asemenea o puteți găsi în cadrul acestei campanii Regăsirea copilului interior și calea către un sine autentic. Și o avem alături de noi astăzi pe Andreea Neagu, psiholog, psihoterapeut, supervisor. Aș vrea să începem discuția noastră pornind de la conținutul cărții, pentru că Violet Oaklander are două cărți publicate în portofoliul editurii Herald, Ferestre către copiii noștri și Comoara ascunsă, atunci când vorbim despre terapia Gestalt, pentru că sunt, cum știm cu toții, sunt foarte multe terapii, foarte multe tehnici terapeutice care ne pot ajuta să conștientizăm traumele pe care le-am avut în copilărie, de asemenea stilurile de atașament și cum facem să gestionăm aceste tipare relaționale comportamentale. Ce aduce nou această carte și acest autor? Bine te-am găsit, Sorin, mulțumesc pentru invitație. Cartea, cea de-a doua carte a lui Violet Oaklander, tradusă la noi, Comoara ascunsă, aduce un model mai concret și mai organizat de intervenție în terapia copilului și adolescentului cu modelul de terapie Gestalt. Și ce înseamnă asta, un model mai organizat? Înseamnă că Violet ne oferă o structură destul de clară despre cum să intervenim atunci când lucrăm cu copiii și adolescenții prin tehnici expresiv-creative sau specifice acestei abordări Gestalt. Da? Și ea ne ajută să trecem prin diverse problematici cu care copiii sau adolescenții se confruntă. De exemplu, cum să-și gestioneze sentimentele puternice de furie sau cum să facă față atunci când trec prin pierderi ale persoanelor dragi sau orice alt fel de pierderi. Da? Cum să lucrăm cu adolescenții care au probleme specifice atunci când trec prin etapele lor de vârstă. Și multe alte tematici foarte utile atunci când lucrăm cu copii și adolescenții. Dar ce aduce nou în această carte față de prima ei carte este faptul că ne vorbește despre îngrijirea sinelui. Un capitol care este foarte mult legat de ceea ce spuneai tu mai devreme, ideea aceasta de a ne îngriji copilul interior sau părțile acelea din noi rămase blocate la anumite vârste, în urma poate a unor experiențe traumatice sau a unor situații stresante relaționale prin care am trecut. Și ne povestește concret, prin cazuri, prin exemple, cum putem să ne îngrijim sinele și ce strategii putem folosi. Este o terapie care se aplică în egală măsură și adulților sau este doar cu precădere pentru copii și adolescenți? Da, abordarea terapeutică Gestalt este o terapie care a început din lucrul cu adulții, da? Fritz Perls, întemeitorul acestei abordări, a lucrat în principal cu adulții, iar Violet Oaklander a fost, cred că, prima autoare și prima terapeută cliniciană care a adaptat acest model pentru lucru cu copiii și adolescenții, pentru că, după cum știm, în general, psihoterapia adulților nu se potrivește copiilor și adolescenților. Ea trebuie recalibrată și ca principii de multe ori.
da? Și atunci asta este ceea ce a făcut Oaklander. Dar da, este o terapie și pentru adulți, sau mare parte pentru adulți, și apoi ulterior a fost adaptată și pentru copii, iar acum este folosită la nivel mondial, mai ales modelul ei, al lui Oaklander, foarte mult. Așa cum sugerează de altfel și titlul și subtitlul, Comoara ascunsă, harta către sinele copilului, cât de important este acest lucru? Mă gândesc, este o metaforă frumoasă, comoara ascunsă. E clar că orice adult care are un copil interior, și mă refer aici și la copii, acea comoară ascunsă cred că s-ar traduce printr-un climat, un climat, cred că e cuvântul cel mai potrivit, o atmosferă, un climat de iubire, de înțelegere, de afecțiune, de respect, de apreciere, de încurajare, și asta practic reprezintă un model pentru acea comoară ascunsă, pentru ca un copil să devină un adult echilibrat, armonios și, bineînțeles, să aibă niște relații de viață, relații cu semenii, relații armonioase. Ce facem atunci când venim cu aceste pattern-uri, aceste tipare relaționale disfuncționale provenite cumva din familia noastră de proveniență? Este un limbaj al comunicării pe care noi îl vedem în familia de proveniență. Este un limbaj al afecțiunii, al respectului, al înțelegerii, la fel, pe care îl vedem. Partea de apreciere, mă gândesc că dacă cei doi părinți se apreciază mult, se respectă, se încurajează, își arată afecțiunea, lucrurile astea sunt văzute de copil și el practic împrumută acest tipar relațional pe care îl perpetuează și îl dezvoltă mai târziu în relațiile cu ceilalți și mai ales o mare hibă, o mare problemă în relațiile de cuplu, pentru că acolo este de fapt buba cea mai mare. Timpul pe care îl petrecem, de altfel cel mai mult, este cu partenerul de cuplu în cadrul unei familii. Și atunci, în momentul în care copilul vede altceva decât acest climat despre care eu vorbeam, vine cu partea aceasta și în relații. Și aici sunt multe de discutat. Mă gândesc și la partea de, cum spuneam, de apreciere și de încurajare, cât de important este ca părintele să facă acest lucru cu copilul. Părintele să învețe limbajul empatiei, un cuvânt, un termen, un concept relativ nou în societatea românească. În urmă cu 20-25 de ani, părinții noștri nu știau ce înseamnă să fii empatic, să răspunzi nevoilor emoționale ale copiilor, nu doar nevoilor de bază. Pe modelul, ai un acoperiș deasupra capului, ai condiții bune, ai rechizite, ai cărți, ai mâncare, ai adăpost. Sarcina ta este să mergi la școală și să vii cu note cât mai bune. Așa este. Sunt niște concepte noi în tot ceea ce înseamnă creșterea și dezvoltarea copilului în familie, pe care foarte mulți părinți din generațiile acestea noi încearcă să le integreze în modul în care își cresc copiii, dar nu este tot timpul ușor. Tocmai pentru că foarte mulți dintre acești părinți, inclusiv eu, inclusiv poate oameni de vârste și mai mici, am crescut cu niște modele, cu niște tipare, așa cum le numești tu. Și atunci aceste tipare sunt la baza, dacă vrei, a personalității noastre, a scenariului nostru de viață, a ceea ce credem despre noi și despre ceilalți. Da. Și uite, Violet Oaklander în teoria ei gestalt vorbește despre introiecții, adică niște mesaje limitative pe care noi le primim adesea în primii ani de viață sau pe parcursul dezvoltării noastre. Pot fi și mesaje pozitive și mesaje negative, însă cel mai adesea sunt negative, pe care le preluăm fie direct, adică ni se spune: nu ești un copil bun, ești un copil prost, ești un copil neascultător, ești obraznic, da? Sau ni se spun implicit, da? Cum spuneai tu, din ceea ce vedem la părinții noștri sau un cuplu parental, da? Dacă vedem că, știu eu, nu primim apreciere, înseamnă că poate nu suntem demni de a primi apreciere și atunci luăm asta în interior. Și, practic, cu aceste introiecții devin niște mici cărămizi care vor sta acolo la baza personalității noastre și a credințelor noastre despre sine și despre ceilalți. Și
cu aceste introiecții vom merge ulterior în relațiile noastre, că sunt de prietenie, că sunt de cuplu, în relațiile cu viitorii noștri copii. Și ce fac eu adesea în psihoterapie, atât în lucruri cu adulții, cât și cu copiii și adolescenții, este că, în primul rând, îi ajut să-și identifice aceste introiecții. Da, adesea, acestea ne ghidează la nivel inconștient, nici măcar nu ne dăm seama de ele. Da? Și un exemplu clasic de introiecție pe care îl luăm sau îl câștigăm, mai ales în educația aceasta punitivă, bazată pe frică, este că nu sunt unde ajuns de bun. Da? Sau sunt tot timpul altcineva va fi mai bun sau mai bună decât mine. Și atunci, după ce eu ajut clientul să identifice această introiecție, în primul rând, apoi lucrez să vedem dacă mai are nevoie în viața adultă de această introiecție, dacă se mai potrivește cu contextul de viață în care persoana este, pentru că de multe ori oamenii inconștient vor încerca să depășească această introiecție, să tot demonstreze că nu e așa, sau și-o vor lua și pur și simplu vor trăi cu asta, da? E așa ca o etichetă pe frunte. Și după ce practic contestăm sau repoziționăm această introiecție, începem să introducem alte mesaje utile pentru persoana respectivă. Ok, poate sunt îndeajuns de bun, sunt atâta de bun cât îmi doresc eu sau cât am nevoie. Da? Și nu mai trebuie să demonstrez lui X și lui Y, mamei, tatălui, soțului și așa mai departe. Și aici este unde, după ce facem această repoziționare a introiecțiilor și procesăm tot ce a venit ca emoție asociată acestor gânduri, aducem ulterior partea despre care Violet O'Clander vorbește, această parte de hrănire a sinelui. Da? Deci am scos ceva de acolo, am introdus ceva mai sănătos în acel gol, da? Dar cum facem ca acest lucru pe care l-am introdus să crească, să ajute persoana să se dezvolte și să poată să trăiască cu această nouă idee despre sine? Și asta înseamnă că trebuie să găsim modalități concrete prin care persoana să se aprecieze, da? Să-și arate, să-și demonstreze sieși că da, este îndeajuns de bun. Și uneori înseamnă că asta înseamnă să mai merg în trecut, să mai merg să mă mai conectez cu partea aceea din mine care poate mai este rănită în continuare, căreia poate i s-a spus ani de zile că este proastă, nu este îndeajuns de bună. Da? Și asta înseamnă ulterior acea conectare cu copilul interior. Da? Și cum facem asta? O facem fie în procesul terapeutic prin tehnici expresiv creative. Poate ne imaginăm și vizualizăm copilul acela din noi, copilul de la 5 ani, copilul de la 7 ani. Poate îl construim metaforic, poate modelăm sau desenăm partea aceea din noi, da? Poate găsim un simbol, o ancoră prin care să reprezentăm partea aceasta rănită din noi. Și apoi, încet, încet, introducem în viața noastră de zi cu zi, de adulți, mici ritualuri prin care să îngrijim și să hrănim această parte. Da? De exemplu, cu copiii foarte mici, le introduc am niște jucărioare pisicuțe. Da? Sau ați văzut că sunt foarte în trend acum jucăriile astea cu ochii mari, da? Care tot timpul ne impresionează și se conectează foarte mult cu zona noastră emoțională. Atunci, uneori, găsim o astfel de jucărioară care să simbolizeze poate partea de copil mai mic. Și atunci spunem, ok, copilul acesta ce-ar fi avut nevoie atunci când poate, nu știu, a fost respins de mama sau a fost judecat de doamna învățătoare? Păi ar fi avut nevoie să-i se spună că este un copil bun, că este un copil drăguț, încurajări. Da? Și atunci ce fac cu copilul este că îi dau jucărioara acasă, da, între ședințele noastre de terapie și în săptămâna aceea îl încurajez, îi te spune cât mai multe încurajări pisicuței sau, mă rog, simbolului pe care îl alege. Da? Și toată săptămâna copilul spune cuvinte frumoase pentru această pisicuță și implicit și le spune sieși. Da? Și îl ajut pe copil să concretizeze. Da? Să aducă în realitate ce înseamnă această hrănire de sine. Cu adulții uneori este chiar mai dificil, pentru că adulții uneori au ani de zile în care au experimentat lipsa de apreciere. Au ani de zile în care n-au fost încurajați sau validați pentru cine sunt cu adevărat. Și atunci uneori este nevoie să fac eu asta mai multe ședințe la rând cu ei, să le modelez această încurajare și hrănire de sine, ca abia apoi ei să poată să meargă în viața reală, să facă asta de unii singuri. Asta este un model prin care putem lucra și concretiza această creștere a copilului interior.
Mă gândeam în timp ce vorbeai, mă gândeam că într-adevăr cu copiii probabil că este mai ușor de lucrat, pentru că apare și partea aceasta de, hai să-i spunem, de imaginație, de creativitate, de ludic și de identificare prin diverse obiecte jucărioare, de identificare a unor emoții, a copilului interior, exact cum ai spus tu. Și în timp ce te ascultam, îmi dădeam seama de fapt cât de important este acest lucru, să poți prin obiecte să identifici, să realizezi, să conștientizezi anumite stări, anumite trăiri. Și făceam așa un fel de comparație, pentru că am mai făcut și alte materiale cu alți invitați, pe metoda ESPERE a lui Jacques Salomé, în care iarăși avem parte de o recuzită întreagă de obiecte, da? Care identifică persoanele aflate în relație, mesajele toxice sau mesajele pozitive care sunt transmise, emoțiile, stările, trăirile și de asemenea relația prin acea panglicuță care leagă cele două obiecte. Și asta mi se pare un lucru extraordinar și în partea aceasta a terapiei ghișa. Da, și trebuie să menționez că noi vorbim aici de terapie prin joc gestalt. Da? Violet Oaklander este renumită la nivel internațional că a concretizat această abordare gestalt într-un model de terapie prin joc. Da? Pentru că la nivel internațional sunt foarte multe abordări de terapie prin joc prin care putem lucra cu copiii și adolescenții. Și cum spuneai, da, copiilor le este ușor să se ducă să folosească obiecte pentru că ei sunt încă în dezvoltare și pentru majoritatea dintre ei jocul este încă un limbaj de comunicare. Eu adesea în terapiile cu copii nici măcar nu vorbesc direct despre problema cu care a venit la mine de rezolvat, ci găsesc modalități creative de joc, de art-terapie, modalități expresive, de teatru, prin care să lucrăm pe acea problemă. Da? Tocmai pentru că atunci când suntem mici și uneori și când suntem mari, avem nevoie de o distanță între mine și realitatea dureroasă. Da? Nu vreau să-mi vorbești direct despre faptul că mama și tata au divorțat, pentru că doare prea tare. Dar hai să facem o scenetă despre asta, da? Cu niște marionete. Sau hai să modelăm, sau să facem o poveste metaforică despre niște animăluțe care nu s-au mai înțeles. Da? Și acolo, în acea metaforă, voi lucra cu copilul. Da? Și ce face minunat Violet Oaklander este că atât în cartea aceasta cât și în prima carte a ei ne dă extrem de multe exemple despre cum sunt folosite metodele expresiv-creative pe lucru pe diverse problematici. Da? Că folosim desenul, că folosim povestea terapeutică, că folosim teatrul, că folosim art-terapia, da? Că folosim jocul simbolic, da? Jocul de rol. Toate aceste metode sunt metode creative pe care ea le-a adaptat acestor concepții ale psihoterapiei gestalt. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre terapia gestalt, despre regăsirea copilului interior, calea, drumul, introspecția către sinele nostru, pornind de la o carte publicată în portofoliul editurii Herald, o carte frumoasă, Comoara ascunsă, o hartă către sinele copilului de Violet Oaklander, carte publicată în colecția Psihoterapia și care face parte din campania Regăsirea copilului interior, campanie pe care o găsiți pe site-ul editurii Herald, acolo unde găsiți foarte multe titluri din colecțiile Parentaj, Pas în 2, Psihopractica, Psihoterapia. A fost astăzi alături de noi cu informații foarte prețioase și mulțumim foarte mult Andreea Neagu, psiholog, psihoterapeut, supervisor. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru mintea acestei campanii. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!